fast, bitch, I'm on the rail. I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, out, I hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applauded, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been hit since the cable was cut in the crater. What's up, only... Salut, bine v-am regăsit pe canal. Astăzi, cum v-am promis legat de episoadele Break the Car și Break the Bike, avem un Ducati Monster 696 la o prezentare. Domnul Cristian Borbulescu, ownerul acestui monstru, pot să spun. Monstru mai mititel, așa. Da, e, dar oricum foarte capabil. Mulțumim mult de tot pentru că ați acceptat să veniți pentru prezentare. Domnul Cristian, spuneți-ne în prima rundă, să zic așa, de când aveți acest motor și ce ne puteți povesti așa mai interesant despre el? Ce să vă spun, că l-am din anul 2014, deci de aproximativ 8 ani, este un motor excelent, mi-este foarte drag, sunt îndrăgostit de el, deși e micuț, e un motor de stradă, e foarte manevrabil, nu am avut nicio problemă cu el din punct de vedere tehnic, este adevărat că am avut și foarte mare grijă de el, l-am dus în service autorizat, au avut grijă cei de acolo care se pricep de el. Grija mea este să mă sui pe el, să îl pornesc și să fac călătorii cât de lungi se poate și cât am putut de lungi. El este un pic murdar acum pentru că tocmai a venit dintr-o călătorie pe aici pe aproape, la Casa Timiș, un loc pe care îl recomand tuturor, e un loc foarte frumos, a mers foarte bine, m-a plouat un pic și mă rog, nu... L-am pregătit pentru prezentarea asta, dar zic că arată destul de curat, da, și de bine. Chiar mi se pare că arată extraordinar. Super. E un motor care merg, nu e făcut pentru poze. Spuneți-ne ce vă place la motorul ăsta, poate ce mai puțin, sau ce știe să facă mai bine și ce nu așa de bine față de alte clase. Ce îmi place la el, pentru că este foarte manevrabil, fiind și mai micuț un pic. Merge, dacă vrei cu el poți să mergi încet, poți să mergi și suficient de tare, nu foarte tare. Este destul de nervos, pentru cenul sau unde am simțit o dificultate sau o mică problemă vis-a-vis de autonomie. Deci autonomia lui de mers este cam în jur de 200 de kilometri, deci nu are o autonomie foarte mare. La drumuri mai lungi trebuie să ai grijă cu benzina, să-l alimentez, să nu rămâi fără benzină, cum de altfel mi s-a mai și întâmplat odată. Asta este. E mai dificil de mers cu pasager, pentru că fiind mai micuț și locul din spate nu este foarte comod nici pentru tine, nici pentru pasager, dar just for fun, de unul singur, la călătorii, chiar cu puțină grijă și la călătorii mai lungi, am mers și cu el chiar până în Italia, cel mai lung drum care l-am făcut. Super. Italia, Serbia, Bulgaria, România, non-stop, deci se pot face și călătorii mai lungi, dar este foarte haios, iar zgomotul, prefer să nici n-ascult muzică, să-l aud pe el cum toarce, da, asta așa e. Sau zdrângăne, vorba unui prieten, puiul, cutia cu piulițe care zdrângăne non-stop, dar ăsta e farmecul, cel puțin la duc. Super. Bănuiesc că aveți cum să puneți dacă e vreo cutie de ceva bagaje și chestii. Da, i-am pus, am avut cutii laterale, nu am fost foarte încântat de cutiile laterale, pentru că te și lățește, e mai dificil de strecura printre mașini, mai sistemul de prindere sau și rup, pentru că mergi pe un drum mai puțin bun, se creează un balans și din balansul acela suportul de susținere a cedat. O cutie excelentă, mi-am luat o cutie micuță, un top case extraordinară, pui tot ce trebuie în ea, este la dimensiunea motorului, lățimea motorului, este perfectă. Sunt absolut încântat, da, de motor și de cutie acum. Chiar tocmai că mi se pare că arată și foarte bine. Ați avut până acum vreo problemă de gradul cât efectiv să vă lase în drum? Un motor, chiar nu am avut nicio problemă tehnică cu el. E fiar. În afară de cele care le-am creat eu. Nu, da, e. Aici știu cum e. Asta e, se mai întâmplă. E o chestie. Și lumea din jur, ceilalți biker, ce părere au despre ele?
Păi noi, ceilalți biker la noi, în jurul brandului Ducati, fiecare iubim acest brand. Mă rog, și părerea despre Ducati, cel puțin în grupul nostru, este extraordinară. Practic, iubim acest brand și împărțim pasiunea care avem pentru acest brand și pentru aceste motoare. Eu chiar mă bucur și de câte ori am ocazia, fac poze peste tot, pun poze cu el. Chiar împărtășesc bucuria de a călători cu acest motor care este extraordinar de haios, ca să spun așa. Da, chiar. Merg și deosebit de plăcut și manevrabil, chiar dacă am mai spus asta. Arată într-adevăr extraordinar, mereu mă întorc capul după ei. Și cum ziceai tu, Dragoș, chiar arată, deci da, cred da. Că la primul loc la motoarele Ducati este frumusețea lor. Și după aia stilul de mers, zgomotul specific și tot ce, da. Toate celelalte. Cam toate arată extraordinar de la Ducati. Da, da, toate sunt făcute de italieni și italieni. Da. Le-au chestia asta. Simțul frumosului chiar există, exact, și e foarte exact. Bine dezvoltat la ei. Super. Domnul Cristinel, mulțumim foarte mult pentru prezentarea oferită. Mulțumesc și eu. Mai urmează videouri de genul ăsta. Stați pe aproape.